Urmează două întrebări mai personale, care cred că s-ar fi edificatoare pentru public. Cred că cea mai importantă ar fi cum este să fii femeie într-o lume a bărbaților, să fii dirijor într-o lume care a creat așa un cult al bărbatului dirijor, al celui care poate stăpâni mai bine, sau cel puțin aceasta este percepția, o orchestră față de o femeie. Ai resimțit astfel de lucruri în activitatea de până acum ca dirijor? Sau care e experiența? Ce am putea afla legat de o experiență foarte personală în sensul acesta? Da, mulțumesc că mă întrebați. Această latură este importantă și e importantă pentru cine vrea să dirigeze, femeie fiind, pentru că, într-adevăr, te poți lovi de anumite preconcepții declarate sau nu. Dacă cineva are ceva de demonstrat, o poate face fără să declare că nu te plac pentru că ești femeie. Și poate nici nu conștientizează, dar să ai în față pe cineva cu autoritate, să spunem, pentru că totuși dirijorul trebuie să reprezinte o autoritate, un punct clar de vedere asupra muzicii, să vină cu o propunere foarte clară, cât pentru unii este greu să accepti că persoana aceea poate fi de sex feminin. Din fericire, am avut foarte rare această experiență. Sunt conștientă că poate exista gândirea, sunt pregătită pentru ea, dar important, tot așa personal vorbind, este că întotdeauna m-am concentrat asupra a ceea ce vreau să scot din muzică. Și am considerat că dacă cunosc bine partitura, dacă am o idee foarte puternică și pe care o susțin cu toată ființa asupra ceea ce cer orchestrei, nu contează. Eu atunci nu mă mai simt femeie. Poate sună ciudat, dar eu nu mă duc în fața orchestrei ca femeie. Nu mă duc ca bărbat. Eu mă duc ca muzician care are o viziune asupra unei muzici pe care am convenit cu toții să o cântăm și pe care încerc să o transmit. Și tot așa, foarte personal, este faptul că întotdeauna respect muzicienii cu care lucrez, dându-mi seama că un dirijor, bărbat, femeie, orice o fi, nu produce nici măcar un sunet. Noi dăm cu mâinile prin aer, fără oamenii care cântă, fără expertiza lor, fără latura lor artistică, fără experiența pe care o au în spate. Ce facem noi ar fi cel puțin hilar. Bărbătesc sau femeiesc? Deci nu mă gândesc la lucrurile astea. Sunt convinsă că dacă m-aș gândi prea mult, aș putea intra un pic în niște stări nu tocmai plăcute, pentru că ți intră un anumit, mai multă frică decât unui bărbat. Serios. Că te duci și zici, ei trebuie să mă accepte și să vadă că, poate, chiar pot să fac ceva. Sau, adică trebuie să treci mai multe praguri până câștigi încrederea oamenilor. Și, dar e normal, e normal. Cred că femeile trebuie să fie cu atât mai pregătite. Asta mi se pare primordial. Pentru că, totuși, cum ați spus, e o lume a bărbaților, că ne place, că nu ne place, este o realitate și dacă vrei să o faci, trebuie să știi ce faci. Sunt foarte multe femei care dirijează și care au aspect foarte masculin. Fie că îl simt așa din start sau că din dorința de a nu schimba foarte mult vizual personajul care este de obicei în fața orchestrei și cu care eu sunt obișnuite orchestrele, adoptă, totul e foarte masculin și iarăși nu știu dacă e nevoie de treaba asta. Nu cred nici că trebuie să te duci să-ți etalezi toate atuurile feminine, pentru că iarăși nu e concludent. Cred că trebuie să facem lucrurile cinstit și pe baza partiturii. Și iarăși, vorbesc pentru mine personal, de ce poate o pianistă să stea în fața unei orchestre
de ce este ok și general acceptat să fii o pianistă care stă în fața orchestrei, care cântă sunete în toate, în întregul ambitus al orchestrei, deci este cumva un partener egal și asta e acceptat, și o femeie care încearcă să modeleze ambitusul orchestral un pic mai departe de pian, e ceva deja ciudat. N-aș ști să... Poate și pentru vechime. Exact. Soliste, pianiste, începând cu Clara Schumann și chiar dinaintea ei, dar probabil ea a fost prima care i-a dat egalitate solistului, indiferent de sex. Concluzia ar fi că trebuie să fim un muzician, nu contează din punctul meu de vedere. Adică creier totuși, nu cred că s-a dovedit științific că am fi foarte diferiți ca și dimensiunea creierului sau abilități sociale, nu știu. E tradiție, într-adevăr, marile nume consacrate în dirijat au fost bărbați, dar asta și pentru că mai de mult era de neconceput să ai chiar femei în orchestră. În orchestră. Care deci deja, de exemplu, e un bun exemplu, un foarte mare dirijor, dar a considerat că femeile tulbură orchestra și a preferat să colaboreze cu o orchestră fără femei. Da, și atunci când tu vii și ai totuși un cuvânt, toată lumea se uită la tine, tot zic, dacă zice maestru, așa este. Au existat femei și în perioada aceea, care poate ar fi putut să facă, poate și ar fi dorit, dar sigur nu aveau loc. Nu militez pentru femei, nu cred că femeile sunt mai bune decât bărbații. Nu sunt feministă, nu spun, dacă ești femeie, înseamnă că ți se cuvine orice, toată lumea ar trebui să-ți măture prin față și pentru că te-ai gândit tu să faci ceva. Nu. Dacă ești un om pregătit, dacă ești un om care știi ce vrei și poți, crezi că poți să faci ce ți-ai propus, atunci poți să încerci să o faci. Fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Așa cum nu desconsider pe nimeni bărbat, bineînțeles îmi doresc să nu fiu desconsiderată pe temeiuri de sex. Perfect, de acord, și cred că aceasta ar trebui să fie gândirea tuturor. Mulțumesc! În concertul de săptămână aceasta prezentăm o lucrare pe care ați compus-o, Suita Simfonică Gaston. Are un punct de pornire, a pornit de la o idee, de la o cerință, cum făcea, de exemplu, Mozart, care cel mai mult a compus pentru că i s-a comandat o lucrare sau alta, sau nu e legat neapărat de un moment clar, precis, ci pur și simplu dorința și inspirația au fost cele care au dus naștere? A fost legată de un moment. Am avut libertate totală în alegerea stilului și a orchestrației și tot. A fost în 2015 Festivalul Nopțile Albe ale Bucureștiului, organizate de Arcub. Și am propus să facem un cineconcert, am plecat de la ideea de cineconcert și am stabilit împreună cu organizatorii să facem un concert destul de lung cu o pictură live, inspirată de muzică. Deci a fost o simbioză foarte interesantă. Și cel care a realizat pe tabletă grafică proiectată pe ecran în spate a fost Alexandru Cebotaru, cunoscut ca Pisica Pătrată. Deci, și asta a fost în aer liber, festival pentru publicul larg. Asta pentru că știam care e setting-ul în care ne vom desfășura. Bineînțeles, am gândit că trebuie să fie o muzică accesibilă publicului, adică să nu vin cu lucruri foarte, foarte greoaie, dar în sinea mea nu pot să fac lucruri foarte, așa, îmi imaginez eu despre mine că nu sunt un om superficial. Și atunci, oricât de audience friendly încerc să fiu, totuși am o latură care mă ține în formarea clasică pe care o am și pe care o apreciez foarte mult. Și atunci am încercat să combin lumile, să pot să mă adresez unui public care nu are atât de mult contact cu muzica orchestrală, dar într-un fel... care să și accepte și însușească ușor. Da, folosind, să spun, ritmuri obișnuite, ritmuri actuale,
Da, în niște inserții care, cu care să relaționeze și care, bineînțeles, mă și interesează pentru că trăiesc acum și îmi și place să trăiesc, adică oricum trăiesc și în trecut datorită minților extraordinare ale compozitorilor. Asta și ceea ce mă ajută să înțeleg mai mult ce se întâmplă acum, dar trăiesc și acum și îmi place totuși și prezentul. Mulțumim mult! Vă mulțumesc și eu!